Domnule Sergiu Stancu, un meci dramatic aici în sala Dinamo. Ați avut 24-20 în setul 2. Practic ați pierdut victoria printre degete. Da, de asemenea, primul set am condus, ne-au egalat, au avut mini de set, deci meciul a fost pe muchii de cuțit. Cred că o propagandă bună a volului. Mai puțin contează acel lucru din punctul nostru de vedere. Pe noi ne interesează să jucăm un volei de calitate, ca ceea ce am reușit doar pe alocuri și bineînțeles să câștigăm. Așa cum a spus și dumneavoastră, în setul 2 am avut o grămadă de oportunități de a încheia setul, dar încă suntem cu suișul și cu coborușul în ceea ce facem pe teren. A fost primul meci din România disputat cu sistemul Challenge. Este un câștig pentru volei? Cu siguranță este ceea ce se întâmplă în Europa de ani de zile. Toate echipele, toate campionatele puternice au acest sistem. Ne bucurăm că Federația a reușit să aducă acest sistem și în România pentru prima dată și cu siguranță este un plus pentru toată activitatea voleibolistică de la noi din țară. Pentru echipa națională este un plus pentru că va avea și echipa națională la meciurile de acasă. Fără doar și poate. Exact ce mă repet, în Europa se joacă așa de ani de zile, este un plus și ne bucurăm din nou că vom avea acest sistem. Pauzele alea de așteptare fac bine sau fac rău jucătorilor? Sunt lucruri normale. Nu putem să ne plângem de aceste pauze pentru că este ceea ce se întâmplă peste tot. Noi trebuie să ne acomodăm la aceste lucruri și aceste pauze vor face parte din meciul de volei de aici încolo. Deci cere sistemul Challenge la meciurile importante ale Arcadei? Nu, vă dați seama, nu sunt în măsură să vorbesc de acel lucru. Știu că Federația îl va pune la dispoziție. Sincer, nu știu multe detalii, probabil la meciurile cu miză. Dacă vom avea, vom fi foarte bucuroși. Decizia cred că nu este la noi.